În timp ce unii au pensii exagerate, alții abia dacă își asigură un nivel de trai decent. 704 lei este pensia minimă în țara noastră. 40% din totalul pensionarilor din România întâmpină reale probleme în ceea ce privește traiul zilnic, în timp ce pensiile foștilor magistrați sunt exagerate. Șansele ca pensionarii cu venituri minime să primească mai mulți bani sunt reduse, mai ales în contextul în care sistemul de pensii stă sub semnul deficitului. Aproape 1 milion de pensionari trăiesc din pensie minimă, în timp ce la polul opus 26.000 de pensionari din sistemul public încasează pensii de peste 5.000 de lei. Majoritatea pensionarilor nu au venituri pentru a acoperi coșul minim de consum pentru un trai decent, acesta fiind de 2.684 de lei pentru o singură persoană adultă. N-avem bani cu acel domn Câțu care s-a împrumutat de miliarde, o să lasă câteva datorii pe seama nepoților noștri. E un guvern cu acest Orban care nu merită să stea acolo, domnule. Și nici un ministru nu merită. A distrus țara. Îi pare rău de noi că ne îmbolnăvim cu mască, dar de pensii, n-are bani de pensii. Cine vrea să scoată sărăcia asta pensionarii care au muncit? Noi n-aveam duminică și n-aveam sărbători. Am muncit și nu știu cum să vă spun, domnule. Își bagi joc de pensionari și să ferească Dumnezeu să nu iese pensionarii strada așa cum sunt, că te lipsești, alții au 80-90 de ani, să lipsești de viață de în cap. Am văzut ce a pățit ministra că a muncit cu omul ăla, am văzut. Și mai și vorbea PSD-ul, domnule, n-am treabă cu nimeni. Dar cum i-a auzit PSD-ul? Păi PSD-ul sunt mulți oameni care o fi și răi, dar sunt și buni. Și cum își permite, dacă eu aș fi în PSD-ul, să spune PSD-ul pe ce bază? Păi dacă îl prind, îl strâng de gât. Tot ce vorbesc, PSD-ul. Păi să facă și ce a făcut PSD-ul. Nu știu, spuse, să merge prost. E o lege care o respectăm, banii deja era pentru pensii. Acum, deci 10-15%. Păi dacă îl prind, îl strâng de gât, domnule. Eu îi dau în judecată. Eu am muncit atâția ani. Vă spusei, sâmbete, duminică, n-aveam Paști, n-aveam Crăciun. Ca să facem și acum, parcă dă de la el, mai vrei și Stolojan, ăla care îți crăjește așa din giți, Stolo cu Băsescu, și spune, păi să vezi că e pandemie, că e pe dragă, dar ce mai îmi doare pe mine dacă este domnul? Eu am bucit de... Să zicem, mersi că luăm banii pe este care avem. Păi ce, asta e o pomană? Eu am bucit pentru banii ăștia, domnule. Asta e dreptul meu, domnule. În timp ce unii pensionari sunt revoltați cerându-și drepturile pentru a-și asigura un trai de viață decent, un fost magistrat a devenit persoana cu cea mai mare pensie din România în valoare de 74.000 de lei pe lună.